Ei, salutare YouTube! Vreau să vă povestesc un pic despre Brașov și Cluj, ce mi-a plăcut foarte mult în aceste două orașe. Foarte mult mi-a plăcut în Brașov, mi-a plăcut telecabina aceea care urci până unde urca pe ea. Câmpa. Până în Câmpa și am vizitat acolo un pic din zona aceea. Am cu câteva fotografii, amintire să le am. Și am avut și o chirie ieftină, am plătit 75 de ron. Îți pare foarte puțin? Două persoane este foarte puțin, adică nu, poți să stai un sejur de o săptămână, poți să stai. Nu, vremea a fost ok, a nins un pic, dar nu așa cum minge acum. Aici, puftim? Arată cu minge. Lasă cu minge. Cu minge acum în Sibiu. Cu minge acum în Sibiu, exact. Da, și nu. Sper să fiu mai prezent pe canalul meu de YouTube, că nu prea sunt prezent, sunt cam absent. Și dacă vreau să mi se ridice canalul, trebuie să vă arăt vouă cât mai mult de tot ce fac eu și vouă să vă placă și pe placul vostru. Da, și după ce am terminat cu Brașov, m-am gândit să merg la Cluj. Iar la Cluj am fost foarte frumos, pot să zic. Mi-a plăcut foarte mult mall-ul, am uitat să vă zic, la fel ca la Brașov. Mall-ul e foarte frumos, adică nu te pierzi în el. Ca în Cluj. În Cluj, de exemplu, m-am pierdut în el de 1000 de ori. Este un pic mai mare ca la Brașov. Am fost la film la Cluj. Am fost la două filme, mi se pare. Așa, și unul s-a numit Mașinăriile Inferne sau așa genul. Infernal, Mașinările Infernale. Unul cel nu mai știu cum s-a numit. Mă uitați. E înainte de Harry Potter ce? E ceva de ceva asemănător cu Harry Potter. Așa, și după am fost și am vizitat centrul de la Cluj. Care pot să vă zic foarte repede și scurt că este foarte mic, nu este chiar așa mare față de Sibiu. Sibiu este mult mai mare față de Brașov, față de Cluj și de alte orașe. Nu știu, mie se pare că Sibiu ar fi pe primul loc. Dacă voi aveți o părere despre ce oraș credeți voi că este mai frumos, vă rog frumos să-mi lăsați în comentariu jos în descriere și eu o să iau ca părere ce a scris voi acolo. Și am mai fost undeva în Cluj. Am fost la Grădina Botanică, care a fost biletul 10 lei. Cam scump, domne, cam scump. Și am vizitat Grădina Botanică. Am vizitat parcul de acolo. Un foișor mai micuț, așa, care are o apă așa mai înghețată, care nu prea se vede mult apă, adică, nu. Așa, și tot să mai vedeți voi poze, că am făcut foarte multe poze, un pic video, din ce am mai făcut, ce am făcut pe acolo. Mi-au plăcut câteva flori. Acum sunt în Sibiu, sunt într-un cartier, nu știu cum se numește cartierul acesta, pe mișcare, că Mihai Viteazu este. Și uitați ce frumos vinge afară. Eu voi merg acum spre Supermama să mănânc ceva așa de noapte, că nu am chef acum să gătesc. Și uitați, am ieșit afară și uite, surpriză, ninge. Toată lumea liniștită, nu prea lume pe afară. Am intrat înăuntru aici. Uite aici, am intrat înăuntru. Dacă se vede. Am intrat aici la păcănele când ninge. E bine. Așa că ne vedem la Supermama.